comandantul paradei este generalul de brigadă Adrian Ciorconea, locuitorul comandantului diviziei 4 infanterie generală. Prezintă onorul de pe vehiculul militar 4x4 Hanzi, vehicul aflat prin dotarea Brigăzii 6, operații speciale Mihai Viteazul din Târgu Mureș. Vehiculul militar 4x4 Hanzi este extrem de mobil tactic, utilizează un șasiu comun pentru a transporta o mare varietate de echipamente ușoare. Divizia 4 Infanterie Gemina, al cărei comandament este situat în capitala istorică și culturală a Transilvaniei, municipiul Cluj-Napoca, este subordonată nemijlocit statului major al forțelor terestre. Aria sa de responsabilitate cuprinde 21 de județe, reprezentând aproape o jumătate din suprafața totală a României. Comandamentul Diviziei 4 Infanterie Gemina asigură conducerea administrativă și operațională a structurilor subordonate reprezentate prin mari unități de nivel brigadă, regiment și batalion. Deschide declinarea drapelului de luptă al Diviziei 4 Infanterie Gemina. Acesta este urmat de drapelul de luptă al batalionului 812 Infanterie Bistrița din Pești, unitate din subordinea Brigăzii 81, mecanizată general Grigore Bălan. Prezintă onorul militarii batalionului 812 Infanterie Bistrița, comandat de majorul Valentin Oprean. Urmează detașamentul constituit din militari ai batalionului 814 tancuri Mihai Botă din garnizoana Turca. Comandantul detașamentului este majorul Robert Gașler. Militarii acestui batalion au participat la misiuni de stabilitate și reconstrucție în teatrele operațiilor. În continuare, defilează prin fața dumneavoastră militarii batalionului 26, Zânător de Munte, Abramianca din garnizoana Brad. Detașamentul este condus de capitanul Ioan Răzvan Oprea. Venit din inima munților Aruseni, militarii acestui batalion sunt specializați pentru lupta în mediul montan. Prezintă onorul militarii batalionului 32 Infanterie Mircea sub comanda majorului Relu Cârștojan, cunoscut sub denumirea simbolică de Scorpionii Galbeni. Urmează militarii batalionului 55, apărare antiaeriană Someș din Dej. Comandantul detașamentului este locotenentul Ioan Papa. În cei peste 67 de ani de existență, artileriștii și rachetiștii antiaerieni și-au îndeplinit misiunile înregistrate. Comandat de locotenentul colonel Ioan Mangiurea, trece prin fața scripturii oficiale detașamentul batalionului 315 artilerie Simion Mărunțu din Jibreu, Silvania. Prin acțiunile formulate, constituie principalul mijloc de sprijin cu foc al marilor unități și unități de manevră ale diviziei 4 Infanterie Generală. Depliază acum detașamentul reprezentat de batalionul 316 asigurat de cap pe curățitor. Detașamentul este comandat de majorul Lorea Curghela. Unitatea
este specializată în procurarea și asigurarea datelor și informațiilor despre țintele inamicului. Prezintă onorul cercetașii Batalionului 317 Cercetare Grădeasa din Cluj-Napoca, având în lucru pe telefonele lui colonel Raimond Zamarina, militar de ghilai, armatei României, sunt specializat în alpinism, parașutare și scafandrerie. Unitatea a acumulat o vastă experiență operațională peste 150 de militari și veterani statelor de operații. Urmează detașamentul constituit din militari Batalionului 136 Geni, acum din Alba Iulia. Unitatea este subordonată Brigăzii 10 Dunărea de Vârf. Comandantul detașamentului este capitanul Nicolae Vara. Defilează acum un detașament constituit din militari ai Centrului 346 Comunicațiile MNC Semeș și ai Centrului de Instruire pentru Comunicații și Informatică de Ceval din Sibiu. Detașamentul este comandat de locotenentul colonel Dănuț Hodor. Parada de defilare continuă cu instituțiile militare de învățământ. Academiei Forțelor Terestre Nicolae Dragescu din Sibiu este condus de capitanul Claudiu Vesa, comandant de companie student. Instituția, cu o vechime de 168 de ani în domeniul educației militare, are ca obiectiv principal formarea inițială a ofițerilor de comandă prin studii universitare de licență. Prezintă onorul detașamentul format din elevi ai școlii militare, de maestri militari, ai forțelor navale, amiralul Iurgescu din Constanța. Detașamentul este comandat de locotenentul comandor Iulian Bostan. Defilează prin fața dumneavoastră un detașament constituit din elevi ai Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia. Sunt comandați de majorul Raul Turic. Prin efortul tuturor, Colegiul Național Militar Mihai Viteazul a dobândit valoroase tradiții și rezultate deosebite care l-au constatat printre cele mai bune instituții de învățământ militar. Detașamentul constituit din elevi ai Școlii de Agenți de Poliție Săptămâni Mureșanu din Cluj-Napoca este comandat de inspectorul principal de poliție, Daniel Handa. În continuare, urmează defilarea detașamentelor reprezentând Ministerul Afacerilor Interne. Departamentul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Unire al Județului Alba este condus de locotenentul colonel Nicolae Negoiță. Îi putem să recunoaște pe pompierii salvatori, echipați cu ținuta de intervenție, instruiți pentru salvarea vieții oamenilor, limitarea și înlocuirea efectelor situațiilor de urgență, protecția valorilor și bunurilor materiale și a mediului. Vor defila prin fața dumneavoastră efective ale jandarmeriei române, instituție reprezentată de gruparea de jandarmi mobilă Regele Ferdinand Vâsui din Târgu Mureș. Comandantul detașamentului este majorul Daniel Vasiliu. Această structură contribuie la prevenirea și descoperirea faptelor antisociale, precum și combaterea actelor de terorism, fiind instruit și educat să fie prevenitor, garant și apărător cu liniște, ordine de drept și democrație. Detașamentul Serviciului Român de Informații este condus de capitanul Dragoș Sărare. Portindardul instituției este întrebuțat brigonii antiteroriste. Locul de detinare este constituit de luptători, ale căror misiuni sunt executarea intervenției antiteroriste și contrateroriste la nivel național, având ca principale obiective intervenția antiteroristă și contrateroristă, securitatea diplomatică, intervenția antiteroristă și contrateroristă pirotehnică, securitatea aviației civile pe aeroporturile din România. Parada continuă cu depilarea tehnicii militare. Deschide parada, locții
detașamentul